Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Descoperire incredibilă în Negoiești, comuna Ștefan cel Mare. Luat cu elicopterul și dus la Iași. Bombă cu ceas pe drumurile județului Bacău. Descoperire incredibilă în satul Negoiești, comuna Ștefan cel Mare, mai precis într-un șanț din zona căii ferate din satul Negoiești, comuna Ștefan cel Mare. Aceasta a fost făcută din întâmplare de un tânăr care se plimba prin zonă. Într-un loc în care erau abandonate mai multe deșeuri, a zărit în iarbă câteva etichete, mai multe resturi ceramice, dar și mai multe monede. Tânărul a anunțat de urgență poliția, iar oamenii legii au sosit la fața locului pentru a investiga. Etichetele arată că obiectele provin de la diferite muzee din toată țara. În imediata vecinătate puteau fi zărite mai multe vestoane militare într-o stare avansată de degradare. La data de 12 martie, un tânăr de 36 de ani din comuna Ștefan cel Mare a sesizat polițiști oneșteni de faptul că în timp ce se afla în zona căii ferate din localitate, a observat mai multe obiecte de cult. La fața locului, polițiștii au identificat pe marginea căii ferate Onești Argiud mai multe obiecte de cult, respectiv 100 de monede vechi, 7 fragmente de bacnote ieșite din uz, 20 de etichete descriptive pentru o parte din obiectele descoperite, 4 înscrisuri și 44 de fragmente din piese arheologice. Obiectele de cult au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt, se arată în comunicatul transmis de IPJ Bacău. Bombă cu ceas pe drumurile județului, dezamorsată din fericire de polițiștii băcăuani. Este cazul unui șofer ucrainean care, deși era într-o stare avansată de ebrietate, acesta se afla la volanul camionului cu care transporta combustibil. La 11 martie, în jurul orei 19:30, în cadrul activităților de monitorizare a traficului rutier pe DN2E85, polițiștii Serviciului Rutier Bacău au depistat în localitatea Cleja un camion care se deplasa pe direcția Argiud Bacău. La oprirea autovehicului, ca urmare a solicitării echipajului de poliție, șoferul s-a încuiat în camion și a refuzat orice comunicare cu polițiștii. Situația se impunea a fi clarificată, iar fapt pentru care polițiștii au deschis portiera autovehicului prin geamul lateral. Ulterior s-a procedat la imobilizarea și stabilirea identității conducătorului auto, respectiv un bărbat de 41 de ani din Ucraina. Bărbatul a fost testat alcool scopic, rezultându-o alcoolemie de 1,35 mg per litru alcool pur în aerul expirat. A fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au deschis un dosar penal în care continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Prin intervenția polițiștilor rutieri s-a evitat un eveniment rutier care ar fi putut avea consecințe grave, având în vedere lăsarea întunericului și luând în considerare faptul că cisterna era încărcată cu combustibil. Având în vedere cazurile de alcoolemii depistate la volan, polițiștii vin cu o serie de recomandări adresate șoferilor. Aceștia trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să fie permanent conștienți de faptul că atunci când se urcă la volan, sunt responsabili atât de siguranța personală cât și a pasagerilor din autovehicul și a celorlalți participanți la trafic. Conform codului penal, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care la momentul prelevării mostrelor biologice are o imbibație alcoolică de peste 0,8 mg per litru alcool pur în sânge, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Permisul de conducere se reține până la soluționarea faptei. Luat cu elicopterul și dus la Iași este cazul unui bărbat de 50 de ani din Buhuș. Pe calea aerului, pacientul a ajuns în aproximativ 20 de minute la spitalul din Iași. Un pacient de 50 de ani cu suspiciune de AVC a fost trimis în această dimineață de către spitalul Buhuș pentru a efectua un CT cranian la Spitalul Județean de Urgență Bacău. În urma investigațiilor computer tomograf s-a pus diagnosticul de anevrism cerebral rupt, vas de sânge rupt și a fost solicitat elicopterul SMURT pentru a fi transferat
internat la Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iași pentru intervenție neurochirurgicală de urgență. Helioportul Spitalului Județean de Urgență Bacău reprezintă un obiectiv extrem de important, parte a proiectului integrat ce a mai inclus lucrări de modernizare, extindere și dotare infrastructurii unității de primiri urgențe. Valoarea totală a investițiilor se ridică la aproximativ 3,6 milioane de lei din fonduri europene prin programul operațional regional, transportul pe calea aerului durând doar 20 de minute față de peste 2 ore pe rutier. Helioportul a fost operaționalizat pe 3-11-2022 și până în prezent au fost efectuate 16 zboruri, 15 transferuri la Iași și un transfer din Galați la unitatea noastră. Se arată în informarea de presă a SJU Bacău. În ultima ședință a legislativului local, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghina a ținut să vină cu precizări legate de momentul începerii asfaltărilor, dar și despre restul lucrărilor din municipiu. Mai multe detalii în minutele următoare. Legat de remedierile drumurilor în urma intervențiilor Raja, toată săptămâna am avut discuții pe tema asta și am stabilit graficul de lucrări. Noi abia după, de pe data de 15 martie, conform ordinului ISC, putem să asfaltăm. Se fac ultimele verificări la stația de asfalt și dacă totul, eu sunt 99% sigur că miercuri vom începe să asfaltăm. Avem grafic de lucrări pe fiecare străzi în parte. Pentru următoarea lună, cel puțin zi de zi, știm exact ce avem de făcut. Vă putem pune și la dispoziție graficul pe fiecare zonă cum se intervine. Și azi am avut întâlnire din nou cu reprezentanții Raja, Laurențiu H. Asta a fost și reprezentantul Socot la discuție pentru a punta trei firme care au intervenit pe carosabil și fiecare răspunde pentru partea lui, bine, sub umbrela la Laurențiu H, dar fiecare, ne-am întâlnit cu fiecare în parte. Eu zic că într-o lună orașul va arăta în proporție de 90% remediat în urma acestor lucrări. Referitor la procesul verbal. Cu siguranță este un proces verbal, de-l va pune la dispoziție, dar să știți că în acea ședință de comisie s-a aprobat de principiu reconfigurarea zonei și a fost însărcinat DPP-ul care are administrație drumurile să contacteze un proiectant, să vină proiectantul cu propunerile, nu comisia a hotărât că acolo faci sens, dincolo pui stop sau, ci să contacteze un proiectant și proiectantul să propună pentru fiecare zonă fluidizarea traficului, crearea de noi locuri de parcare, că pe lângă fluidizarea traficului s-a dorit crearea de noi locuri de parcare. Dacă ați văzut pe Călinescu, deja ieri s-au trasat parcările conform proiectului. Scopul acelor locuri de parcare cel mai important este că în aproximativ o lună, zic eu, doamna Irina poate mi confirma sau vom începe reabilitarea zonelor pietonale în zona pe Emil Rebreanu, partea cu Călinescu. Pe partea cu Călinescu, pe Emil Rebreanu, se parchează în spațiu verde, fiecare și-a împropit câte o parcare, a mai turnat un metru cub de beton, nu arată deloc cum ar trebui să arate, plus că acolo va veni trotuar cu pahar, bordură înaltă, nu vor mai putea urca pe spațiu verde. Și atunci le dăm o alternativă prin parcările de jos. Întorcându-se la bordură în spic, s-au dublat numărul locurilor de parcare. Cum mai bine cei din spațiul verde vor putea parca civilizați, vor avea locuri de parcare. Și în toate zonele, asta s-a avut în vedere în momentul în care s-a făcut regândirea zonei de sus sau orașului. Fluidizare și crearea de locuri noi de parcare. Dar încă o dată vă spun, în Comisia de Circulație s-a dat un aviz de principiu. Comisia de Circulație nu hotărăște unde se pune un semn, adică nu înseamnă dacă se aprobă în Comisia de Circulație că facem în sensul unic undeva, ăla și a doua zi se poate și implementa. Se merge la proiectant, proiectantul analizează, specialist în proiectant în drumuri și specialist în proiectări în drumuri, după care se merge la, se obține avizul Poliției Județene, Rutiere Județene,
s-a făcut totul ca la carte. Nu a făcut pompieristii nimeni nimic în zona de sus a orașului. Mulțumesc! Veste bună pentru Băcăuan. Cei care au locuit în zonele afectate de poluare vor putea beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani, fără a fi penalizați. Proiectul de lege a fost inițiat de Cătălin Acioff, deputat PNL de Bacău, alături de colegii săi, printre care îi amintim pe deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. A fost votat proiectul de lege pe care l-am inițiat alături de colegii mei cu privire la modificarea legii numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare remanentă din cauza extracției, preparării, arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției, preparării minereurilor de uraniu, a extracției, prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf, cu emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arsenic, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu, ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri de pulberi metalice și sau de cox metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, țițeiului parafinos și neparafinos, distilarea țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor respectiv în localitățile Baia Mare, Călăraș, Copșa Mică, Drobeta, Turnul Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnul Măgurele, precum și localitățile Abrud, Avramiancu, Baia de Arieș, Bistra, Lupșa, Ocoliș, Roșia Montană, Ceaua și Zlatna din județul Alba, Brăila din județul Bihor, Bacău, Onești și Comănești din județul Bacău, Maieru, Rodna și Șanț din județul Bistrița-Năsăud, Crisbav, Făgăraș, Feldioara, Hălchiu, Satnou și Victoria din județul Brașov, Brăila, Tichilești, Chișcan din județul Brăila, Anina, Armeniș, Ciudadnovița, Moldova Nouă, Oțelul Roșu, Reșița din județul Caraș-Severin, Aghireșu, Câmpia Turzii, Căpușu Mare, Dej, Iara și Turda din județul Cluj, Năvodar din județul Constanța, Baraolt din județul Covazna, Târgoviște și Titu din județul Dâmbovița, Ișalnița din județul Dolj, Galați din județul Galați, Giurgiu din județul Giurgiu, Brănești, Bălteni, Buschin, Călnic, Dragotești, Fărcășești, Ionești, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopșoru, Prigoria, Roșia de Amaradia, Rovinar, Turburea, Turcen și Urdar din județul Gorj, Bălan, Borsec, Corbu, Jolot, ca Sânt Dominic și Tulgheș din județul Harghita, Aninoasa, Baia de Criș, Brăița, Brad, Calm, Certejul de Sus, Crișcior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Răchitova, Șoimuș, Teliucu Inferior, Urican, Vața de Jos, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, Borșa din județul Maramureș, Grintieș și Săvinești din județul Neamț, Braj și Ploiești din județul Prahova, Broșteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpican și Vatra Dorne din județul Suceava, Fardea, Marginea, Nădrag și Tomești din județul Timiș, Mina, Almin, Tepe și Tulcea din județul Tulcea, Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul localității în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizarea prevăzută la liniatul 4. Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 6 martie 2023 cu respectarea prevederilor articolului 76 aliniatul 1 din Constituția României Republicată. Urmează să intre pe circuitul Camerei Deputaților, unde sper să avem aceeași deschidere din partea majorității parlamentare. Semne și însemne de Mihaela Băbușanu. Un eveniment cu și pentru suflet a avut loc joi, 9 martie, de la ora 17 la Complexul Muzeal Iulian Antonescu. Este vorba de lansarea unui volum de poeme emblematic, denumit Semne și însemne, al poetei Mihaela Băbușanu, o ediție trilingvă, apărută la editura Magic Print din Onești. Ce să... Aveam o poetă curajoasă din toate punctele de vedere. În primul rând, războiul pe care îl duce între paradigma poetică românească și paradigma poetică japoneză. Cei care au citit din scrierile ei, care mai știu câte ceva despre poezia japoneză și despre literatura și despre simbolistica japoneză, observă, să spunem, o fericită contaminare. Deși fac precizarea, fiecare limbă, fiecare cultură, fiecare civilizație își păstrează identitatea, influențele sunt absolut aleatorii și întâmplătoare. Dar nu, este
vreau să vă subliniez că este greu să te sublimezi într-un alt sistem poetic, într-un alt sistem lingvistic, într-o altă simbolistică, într-un alt sistem de semne. Reușește să pară, din moment ce duce un festival al șaselea an și este apreciată de cei care se pricep în domeniu. Eu, literatura japoneză, realmente, după ureche, ca să spunem așa, sau... Tocmai aia e curajoasă, să merg mai departe cu acest titlu, nu? Semne și însemne, care pentru cititori trimite imediat la Nichita Stănescu, noduri și semne. Nu e ușor să încerci să poetizezi și să exprimi lumea prin semne. De ce? Știm de la Platon, semnele se văd, dar nu se înțeleg. Ideile nu se văd, dar se înțeleg. Este un volum agreabil din toate punctele de vedere, are ceea ce se numește coerență, are... știe ce spune. Și e prefigurat de o prefață foarte limpede a lui Valeria Manda Tăicuțu, cu un titlu revelator, dacă vreți să traduce întreg volumul, poezie cu lumină naturală. Atenție! Excepțional spus. Poezie cu lumină naturală. De ce? Pentru că 90% dintre e chiar mai mult dintre poeții noștri contemporani denaturează. Nu păstrează naturalețea. Lumină naturală, atenție, lumină naturală, înseamnă autenticitate, înseamnă sinceritate. Sinceritate cu tine și cu ceilalți. Și înseamnă o corelație cu spiritul locului. Să încep de la câteva, de la poemul, primul poem pe care l-a citit de domnul Radu, are acolo un vers, dacă l-am reținut eu bine, dar mi-a sărit și mi se pare cheia ideală de lectură. După mine, mă privesc în oglinda timpului, nu? Mă privesc în oglinda timpului. Asta face autoarea. Asta face autoarea. Se privește în oglinda timpului, eu știu, dacă vreți, un timp emnesian, nu? Timpul crește în urma mea, mă întunec, sau timpul mort și întinde trupul și devine veșnicie, e o temă subtilă, neostentativă. Deci se privește în oglinda timpului și se vede, eu știu, copil cu mama, cu tata, cu bunica, cu băbușa, care este unul dintre semnele și cantonul nou sau nou, da? Da, 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 da. Și se vede. Deci, un lirist confesiv dictat de memorie voluntară și involuntară. Se descoperă și cu această ocazie, această privire în oglinda timpului, ne revelă, de fapt, un roman liric, dacă vreți. Putem vorbi de așa ceva. În care, sigur că personajul principal este Mihaela. O Mihaela care este și se vrea învingătoare. Este învingătoare pentru că reușește să nu se dezrădăcineze. Una din temele acestui volum de poezie este dezrădăcinarea. Ea a ajuns din Băbușa în buricul Bacăului, parcă spui tu, pe undeva. Da. Și reușește să-ți păstreze identitatea, reușește să nu piardă comunicarea cu locul natal, cu rădăcinele, cu sufletul. Superb și frumos este motoul care, de fapt, e fericit ales. E fericit ales. Citește-mi golul, uită semnul care naște din alb. Deci, citește-mi golul, uită semnul care naște din alb.
deja creează antiteza, da, super, albul negru, și trimite la imaginea fatală a fiecăruia dintre noi de a cădea în timp, în istorie, în deziluzie, de a provoca, să spunem, eu-ul respectiv. Neostentativ, însă, citim o poezie reflexivă, după cum ați observat. O poezie reflexivă și într-un limbaj, cum să spun, aparent banal. Fac această precizare. Aparent banal, pentru că ca orice poet sau ca orice scriitor își creează, să spunem așa, retorica în care se ascunde exprimându-se. Ce mi se pare admirabil în acest, am mai notat eu aici, mi se pare relația asta dintre semne și însemne. Observăm cum semnele sunt plutitoare. Asta este foarte important. Niciun semn nu își păstrează, să spunem, cromatica, o anumită cromatică, cromatica cu care începe. Întregul om este, v-am spus, construit pe antiteza asta. Alb-negru. Un negru neostentativ, furișat în existența noastră. Reușește o parte admirabilă a volumului, se pare mie elogiul ăsta pe care îl face o adevărată odă închinată familiei, aș spune în primul rând, familiei mari, nu? Cei trei, 1 plus 1 fac 3, are un vers pe undeva pe acolo, da? Ca să-ți demonstrez că am citit și, da, familiei mici întâi, dar mai aș familiei mari cu mici, sat, mitul ăsta al familiei este o poezie a prezentului de care cei mai mulți fug. Există o frică la noi față de rădăcini, față de timp, pentru că ne întoarcem tot la supra-tema asta a volumului. Este admirabilă această sinceritate, această iubire pentru locul natal, pentru oameni, pentru părinți, dovadă, am mai pomenit și alții aici, dovadă că ceilalți sau trăim fiecare prin celălalt și cei de dinainte trăiesc prin noi. V-am spus, această lumină naturală în care sunt scrise versurile, cred că este prima calitate a volumului și această sinceritate. Mie mi-a plăcut volumul, sigur că observați și nu mă pot abține să nu spun că poeții se află așa într-un permanent război, și cei care cântă ca dumneavoastră, artiștii în general, să spun așa, și Nichita, cred că ar fi fost încântat, iar vorbea infinit mai frumos decât mine când vorbea Nichita Stănescu, ar fi fost încântat de semnele pe care le-ai adus tu în discuție, le-ar fi comparat cu semnele lui, ar fi sugerat că există și noduri, dar și la tine există noduri în însemne, da, asta mi-a plăcut mie în jocul ăsta, în însemne, și într-un fel sau altul, volumul ilustrează și această voința noastră de a-i continua pe ceilalți, de a demonstra că poezia este un fluviu care curge permanent și nu trebuie părăsit. Ce să-ți doresc? Chiar sincere felicitări, n-am apucat să scriu, e lectura care am făcut-o pe telefon, la volum, că acum am luat cartea, dar am citit
mi-a plăcut. Ești într-adevăr într-un real progres. Observați că ne luptăm numai cu noi. Noi ducem lupta întotdeauna, nu cu ceilalți. Și trebuie să înțelegeți că cei de dinaintea noastră nu ne dau voie să fim decât într-un anumit mod. Trebuie cel puțin să-i atingem, dacă nu să-i depășim. Da, întâi să-i ajungem. Felicitări din toată inima. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 14 martie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre urcă până la valori de 16 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1 grad Celsius. Miercuri, 15 martie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre ajunge până la valori de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia și acum like pagina de Facebook Acum TV Kid. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.